Bine v-am găsit, sunt Sergiu Voicu, începe misiunea Banii în Mișcare. Românii încep să fie tot mai atrași de automobilele cu propulsie exclusiv electrică. Anul trecut au înscris în circulație peste 1500 de mașini electrice, înmatriculările au crescut cu aproape 150% comparativ cu anul 2018, când au fost înregistrate doar 600 de astfel de autoturisme, arată datele Asociației Constructorilor Europeni de Automobile. Olanda este cea mai mare piață europeană pentru mașinile electrice. Au fost înscrise în circulație peste 67.000 de autoturisme verzi și au detronat liderul din 2018. Germania coboară astfel pe locul secund cu 63.490 de mașini, urmată de Franța cu 42.700 de mașini. La nivelul întregii Uniuni Europene au fost înmatriculate 291.000 de mașini electrice, aproape de două ori mai multe față de anul anterior. Dar pentru ca mașinile electrice să devină tot mai populare, este nevoie de dezvoltarea infrastructurii pentru încărcarea bateriilor. Stațiile ar trebui să fie atât în orașe cât și pe principalele drumuri din țară. Compania de drumuri vrea acum să instaleze astfel de stații de încărcare pe autostrada A1, pe tronsoanele Nădlac, Sibiu și Pitești-București, și pe autostrada A2 între București și Constanța. Procedura este abia la început. CNAIR a început să consulte piața pentru a realiza caietul de sarcini pentru a lansa o licitație în acest sens. Vă reamintim că autostrada A1 are în prezent 446 de kilometri aflați în exploatare, iar autostrada Soarelui 203 kilometri. În prezent, în România, sunt aproape 400 de stații de încărcare a mașinilor electrice, cele mai multe fiind în orașe. Foarte puțini angajați români lucrează de acasă, potrivit Eurostat, doar 0,4% din totalul angajaților din România lucrează de acasă, procentul înseamnă puțin peste 20.000 de persoane. Totuși, dacă ne încălzește cu ceva, România se situează înaintea Bulgariei, aceasta are 0,3% dintre angajați ce desfășoară activitate de acasă. Dacă ne uităm pe ansamblul Uniunii Europene, vedem că suntem extrem de conservatori. În 2018, de exemplu, 5,2% din totalul persoanelor angajate cu vârstă cuprinsă între 15 și 64 de ani din Uniunea Europeană lucrau de obicei de acasă. Aceste procente au rămas constante și în ultimul an, în 2019. Sunt țări în care procentul însă este mult mai mare. De exemplu, în Olanda ajunge la 14%, în Finlanda 13,3%. Iar Austria are 10% din procentul oamenilor care lucrează de acasă. Suntem tot mai ocupați și mai mult pe drumuri. Românii nu mai au timp să gătească și mănâncă pe unde apucă. Numărul comenzilor online de mâncare a crescut în ultimul an de 4 ori. Restaurantele și fast food-urile care livrează mâncare la adresa clientului s-au adaptat și ele. La nivel național, timpul mediu de livrare a unei comenzi a scăzut în medie cu 15 minute în 2019, de la 3 sferturi de oră la jumătate de oră. Potrivit cele mai mari platforme de comenzi online de mâncare, românii comandă în medie de 60 de lei. Sunt comenzi de 70 de lei în medie în București, 55 de lei în Cluj și 50 de lei la Brașov. Pizza, pastele și ciorba de văcuță sunt cele mai populare preparate. România au un simț al proprietății foarte bine dezvoltat, lucru dovedit și de un studiu realizat la nivel internațional. Datele cercetării arată că dintre europeni suntem cei mai interesați să economisim pentru a ne cumpăra apoi o casă, chiar și în condițiile în care prețurile la proprietățile imobiliare au crescut. Românii preferă să fie proprietari în loc să închirieze locuință. Cumpărarea unei locuințe reprezintă o prioritate. Cei mai mulți anticipează că vor avea propria casă până la 34 de ani. Acesta este și cazul lui Sorin, care a plătit deja un avans pentru apartamentul mult visat. Să fie puțin cu suprafață cât de cât să pot să locuiesc confortabil, să am o cameră separată pentru copilul meu, o fetiță, ca să aibă și camera e separată, eu cu soția stau într-o cameră separată. Și dau bani cu chirie, mai bine mă duc și îmi plătesc casa mea pentru viitorul meu și al familiei, bineînțeles.
Așa gândesc majoritatea românilor. Un studiu internațional arată că 84% dintre conaționali consideră că este mai rentabil să-și cumpere o locuință proprie decât să stea cu chirie. Cifra este mult peste media europeană. Cercetarea mai arată că doar 56% dintre români ar plasa un alt obiectiv financiar înaintea celui de a strânge bani pentru o casă sub media europeană. Eu cred că România au un simț dezvoltat al proprietății generat de tradiție, de istoria noastră milenară, de obiceiurile pe care le avem din străbuni. Celebrul Noi Vrem Pământ se transferă și către generațiile următoare, se transferă către toți cei care astăzi nu au o proprietate și își doresc pe bună dreptate să aibă o casă. Iar asta a făcut ca cererea de locuințe să fie tot mai mare în ultimii ani, spun dezvoltatorii imobiliari. La acest moment, majoritatea achizițiilor sunt făcute de către tineri. E vorba despre tineri care se mută din orașele mai mici sau din zona rurală către orașele principale. Din acest motiv, asistăm la un fenomen de urbanizare prin care tinerii migrează din orașele mici către orașele principale ale României. Vorbim de tineri cu o vârstă cuprinsă între 25 de ani, 35, de familii tinere și în principal de persoane tinere care sunt mai dispuse la o migrare către o forță de muncă mai bine remunerată. Faptul că nivelul chiriei lunare este de multe ori similar cu al ratei la bancă îi determină pe cei mai mulți conaționali să devină proprietari. În acest context, țara noastră este pe primul loc în Uniunea Europeană când vine vorba despre numărul de proprietari de locuințe. Din cele aproape 9 milioane de locuințe din România, 96% sunt locuite de proprietari și doar 4% sunt date spre închiriere. OMV Petrom, cea mai mare companie petrolieră din România, a raportat un profit net de 3,6 miliarde de lei în anul 2019, cu 11% mai mică această sumă față de nivelul din 2018. Atunci aveam peste 4 miliarde de lei profit. Totuși, rezultatul este mult peste nivelul din anii 2016 și 2017. De menționat este însă și rezultatul din 2015, când compania a raportat o pierdere de 690 de milioane de lei. Ne uităm la profitul raportat de 3,6 miliarde, dar și la celelalte cifre interesante ale companiei. Rezultatele din exploatare au scăzut cu 12% până la 2845 de milioane de lei, iar investițiile de explorare au scăzut și ele la 427 de milioane de lei. Compania spune însă că volumele vânzărilor cu amănuntul ale grupului au crescut cu 4% față de anul anterior la 2,8 milioane de tone ca urmare a cererii în creștere. În discursul oficialilor companiei a existat însă o schimbare în ceea ce privește planurile pentru gazele din Marea Neagră. Conducerea Petrom evocă în premieră posibilitatea de a renunța la dezvoltarea proiectului Neptun Deep dacă autoritățile nu schimbă repede legislația care să poată permite extracția gazelor, potrivit economica.net. Este pentru prima dată când conducerea companiei petroliere ia în calcul, în considerare posibilitatea de a abandona proiectul din Marea Neagră. ExxonMobil și Petrom trebuiau să anunțe încă de anul trecut dacă vor extrage gaze din acest perimetru, dar decizia a fost amânată de faptul că legea offshore care stabilea cadrul de reglementare și de taxare a fost adoptată prea târziu și a crescut povara fiscală asupra companiilor. Cele două companii au investit deja 1,5 miliarde de dolari în explorările din Marea Neagră, dar Exxon a anunțat că intenționează să-și vândă participația la acest proiect. Este momentul să ne uităm și către evoluția pieței valutare. Leul se apreciază în fața monedei unice europene. Pentru a patra ședință la rând, Banca Națională a României a anunțat un curs de referință de 4 lei și 76 de bani pentru un euro, cu doar 0,02% sub nivelul de ieri. Moneda națională a pierdut însă teren în raport cu celelalte valute. 4 lei și 34 de bani este cotația pentru dolarul american, 4 lei și 45 de bani este cotația pentru francul elvețian. Banca Națională a României păstrează neschimbată politica monetară pentru a 13-a ședință consecutivă. Dobânda de referință a rămas la 2,5%, iar ceilalți indicatori majori, facilitățile de depozit și creditare, nu au fost modificate nici ele. Este totuși o schimbare. Rezervele minime obligatorii pe care băncile trebuie să le depună pentru creditele în valută pe care le acordă
se vor reduce de la 8 la 6%. Decizia menținerii dobânzii cheie era așteptată de analiști. Ultima dată când Banca Națională a României a decis creșterea ratei dobânzii de politică monetară de la 2,25% la 2,5% pe an a fost în 7 mai 2018. Vorbim și despre investiții și investitori și despre piețele de capital imediat. Revenim! Am revenit în direct, vorbim despre investiții și investitori. Piața de capital autohtonă are evoluții mixte la această oră. Indicele principal BET are un plus timid de 0,10%. BET fiind indicele societăților financiare listate pe bursa de la noi, are scădere, singurul indice pe roșu la această oră, o coborâre de 0,24%, iar la companiile din energie, aici este un plus de 0,19%. Valoarea tranzacțiilor efectuate până la această oră este de doar 5 milioane de lei. Cele mai mari tranzacții le vedem la Banca Transilvania, 839.000 de lei, 747.000 de lei sunt schimburile de la BRD, iar MedLife a reușit până la această oră 420.000 de lei. În ceea ce privește evoluția companiilor, remarcăm creștere la Transelectrica, o creștere de 1,75%. În schimb, sunt scăderi și scăderi importante, 15% scăderea de la Electrometal, iar SIF Muntenia are o coborâre de 1,47%. Dacă ne uităm pe bursele europene, aici vedem scăderi pe linie. Pe de o parte, din cauza raportărilor de profituri în scădere ale companiilor mari, dar pe de altă parte și ca urmare a coronavirusului, care are mai multe victime și multe companii cu activitate în China par să fie afectate. La Londra vedem o scădere de 0,66%, aproape jumătate de punct procentual este coborârea burselor din Germania, iar în Franța și la Paris vedem procente similare 0,20%, o scădere ceva mai mare, 0,36%, găsim pe bursa din Spania. Peste 3 milioane de cetățeni ai Uniunii Europene au depus cereri de rezidență în Marea Britanie. După Brexit au nevoie de un astfel de statut pentru a putea trăi și a lucra în continuare în Regatul Unit. Potrivit autorităților de la Londra, din cei 3 milioane, peste 2,7 milioane de solicitanți au primit permisiunea de a rămâne în Regatul Unit. Cei mai mulți dintre ei, aproximativ 1,4 milioane, au primit statutul de rezident permanent și restul de pe cel de rezident temporar, adică vor putea trăi provizoriu în Marea Britanie, iar după cel puțin 5 ani vor face o nouă solicitare pentru a deveni rezident permanent. Majoritatea cererilor, aproximativ 92% din ele, au fost depuse de persoane care trăiesc în Anglia. 5% dintre cei care au solicitat rezidența stau în Scoția, iar câte 2% în Irlanda de Nord și Țara Galilor. Din totalul cererilor primite până acum, cele mai multe au fost făcute de cetățeni polonezi. Sunt peste jumătate de milion. Ei sunt urmați de români, 435.000, și italieni, ceva mai puțin, 300.000 de persoane. China va reduce la jumătate tarifele vamale pentru mărfurile americane în valoare de 75 de miliarde de dolari. Sunt mai multe niveluri de tarife introduse în septembrie, dar Beijingul a ales să facă acum anunțul pentru a oferi suport piețelor financiare în vremurile astea tulburate de coronavirus. Și a mers direct la țintă. Piețele europene au atins nivelul record. Epidemia din China este un factor de incertitudine, dar bursele au căutat totuși optimismul, mai ales că după câteva scăderi care au dus acțiunile în zone și prețuri unde a apărut oportunitate de cumpărare. Cea mai importantă scădere de taxă este cea pe petrolul american, de la 5 la 2,5%. Această reducere operațională este operațională de pe 14 februarie, face parte din acordul comercial de primă fază negociat cu Statele Unite. Una dintre problemele acelui acord era tocmai lipsa unor termene asumate de Beijing. Acum China face astfel de mișcări forțată, de fapt, de situația internă. Este sub presiune economică. Cu toată înțelegerea, Statelor Unite vor menține tarife pentru mărfuri chinezești de 150 de miliarde de dolari, deși a mai redus unele dintre acestea și a amânat altele. Acordul comercial poate fi considerat totuși doar un armistițiu, presat de interesul său electoral în zonele rurale ale Americii, zone exportatoare de mărfuri. Trump a acceptat doar mici concesii făcute de China.
dacă va fi reales, sunt mari șanse ca întreg conflictul de mare amploare să fie reluat pe temele sensibile. Și am trăit să o vedem și pe asta. O companie din China îl acuză pe un rival american că i-a copiat tehnologiile. Este vorba de doi giganți din domeniul tehnocomunicațiilor, Huawei și Verizon. Huawei a dat în judecată compania Verizon pentru că i-ar fi încălcat brevetele de invenții pe care le-ar fi folosit pentru dezvoltarea rețelelor sale. Chinezii cer acum despăgubiri, deoarece americanii ar fi folosit tehnologii care erau protejate de 12 patente deținute de compania din Shenzhen, care este cel mai mare producător de echipamente de telecomunicații și al doilea mare producător de telefoane mobile. Potrivit Wall Street Journal, deschiderea procesului vine după ce cele două părți s-au întâlnit de mai multe ori, cel mai recent luna trecută, pentru a ajunge la o înțelegere în acest caz, fără niciun rezultat însă. Huawei, care a fost acuzată de mai multe ori de furt de proprietate intelectuală, spune că în ultimii 10 ani a investit peste 70 de miliarde de dolari în cercetare și dezvoltarea produselor și a patentat mai mult de 80.000 de invenții în toată lumea. În același timp a folosit tehnologii dezvoltate de companii din SUA, Europa, Japonia și Coreea de Sud în baza a 100 de licențe încheiate în ultimele două decenii. Doar în ultimii 5 ani au plătit peste 6 miliarde de dolari pentru a putea folosi aceste tehnologii. La rândul său, Huawei a primit 1,4 miliarde de dolari de la companiile care îi folosesc brevetele. Decizia Huawei ar putea inflama și mai mult tensiunile dintre Beijing și Washington, în condițiile în care autoritățile americane împiedică de ani buni compania chineză să-și vândă produsele în Statele Unite. În plus, administrația Trump face lobby în rândul aliaților pentru a utiliza echipamente Huawei în rețelele sale 5G. Oficialii americani consideră că echipamentele companiei chineze ar putea fi folosite pentru a spiona în favoarea Beijingului sau pentru a perturba comunicațiile. Acuzații negate de reprezentanții Huawei. Nu este niciun secret că activitatea umană pune în pericol o serie de specii de animale, însă nu doar animalele sunt amenințate, ci și plantele sau insectele. Aproape jumătate dintre speciile de insecte ar putea să dispară în viitorul apropiat, printre ele și licuricii. Folosirea pesticidelor, aluminii artificiale și pierderea habitatului sunt printre cele mai mari pericole pentru cele aproape 2000 de specii de licurici din întreaga lume. Este concluzia unui studiu realizat de Universitatea Taft și de Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii. Studiul arată că pierderea habitatului este cea mai mare amenințare pentru speciile de licurici din întreaga lume. Habitatul lor natural se reduce pe măsură ce orașele se dezvoltă, iar terenurile recuperate pentru agricultură sunt din ce în ce mai mari. Iar pe măsură ce orașele se întind tot mai mult, crește și poluarea cu lumină artificială. Aceasta interferează cu lumina lor naturală, folosită pentru a comunica și pentru a se împerechea. Utilizarea pesticidelor este considerată a treia mare amenințare pentru licurici, având în vedere că acestea sunt dăunătoare pentru insectele pe care licuricii le consumă. Potrivit unui alt studiu, 41% dintre speciile cunoscute de insecte, mai exact 400.000, ar putea să dispară în viitorul apropiat din cauza utilizării masive a pesticidelor, care s-a dublat în ultimii 25 de ani. Oamenii de știință spun că fără insecte nu pot fi hrănite cele 7,5 miliarde de oameni, și asta pentru că polenizarea este necesară pentru reproducerea majorității plantelor, iar fără ea ne putem trezi că dispar, de exemplu, căpșunile, merele, varza sau ceapa. Aproximativ 50 de milioane de oameni sunt în carantină în China din cauza focarelor de coronavirus, un număr uriaș care pune probleme legate de asigurarea alimentelor pentru toți acești oameni. Autoritățile dintr-un sat din provincia Shandong, din apropiere de Beijing, au găsit soluția. Le livrează mâncare cu drona persoanelor aflate în carantină. Un clip filmat în urmă cu doar câteva zile arată cum o dronă de care este atașată o sacoșă cu niște tăiței și legume duce mâncare celor care sunt izolați pentru a preveni răspândirea virusului. În total, peste 28.000 de cazuri de persoane infectate au fost confirmate până acum, iar peste 560 de persoane au murit în această țară. Emisiunea Banii Mișcare a ajuns la final. Eu sunt Sergiu Voicu și vă mulțumesc pentru atenție. În doar câteva clipe, știrile amiezii cu Cătălin Nun. Numai bine!